Păi, Steaua pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că aici, la acest club, m-am performat și mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-a acordat. Le mulțumesc din suflet. Cred că a fost în anul 1974 la baza sportivă a armatei de la Snagov, care din păcate nu mai este. Am fost foarte încântat când am ajuns la acea bază și de acolo parcă așa am prins, să nu zic aripi, că parcă e prea mult, dar curajul de a lupta. Cel mai bun succes, cel mai important pentru mine a fost alături de Ivan Pazachi, Dumnezeu să-l odihnească, la Moscova în 80. A fost prima mea olimpiadă la care am câștigat 1000 de metri cu un avans destul de mare. Nicolae Navasarda, antrenorul lotului de caiac canoe la lotul olimpic, cu care am participat alături de dânsu ca șef de delegație la toate competițiile internaționale, mondiale, inclusiv olimpiada. Carapalm. Felicitări pentru toate lucrurile obținute, iar în continuare îi urez clubului Steaua, că este o stea, mult succes!